E iubita mea! E iubita mea! No! Iubita mea a fost omorâtă și criminalul se află fix în această încăpere. Folosind filmări de pe camerele de securitate și diferite dovezi de la poliție, o să recreăm fiecare tentativă de crimă asupra Arianei pentru a elimina suspecții inocenți și pentru a afla cu adevărat criminalul care a ucis-o. La prima încercare de crimă avem niște filmări de pe camere. Ia vedeți, a pus scara, s-a urcat pe scara, are o minge de bowling. Mamă! Ia uite, bă, ar fi omorât-o, bă! Băi, ești nebun la cap? Știm că autorul faptei are o țintă foarte proastă cu mingea de bowling, așa că vom merge la 10 metri înălțime ca să testăm cât de bine sau cât de nasol stați cu ținta pentru a vedea cine e cu adevărat inocent. Ia, mă, să vedem. Hai. Trebuie să-i dau fix în cap, ești nebun. 3, 2, 1 și... Aaaa! E bine! Mamă, fix în piept, asta ar fi omorât-o pe Barbie. Ce piept, mă, direct la gât aici în cap? N-am mai ținut niciodată o minge de bowling în brațe, dar hai să vedem. 1, 2, 3 și... Ia uite, bă, n-a nimerit nimic, bă. Era prea grea pentru mine. Ești cam suspectă, n-ai nimerit nimic de acolo, ce naiba. Cam așa a aruncat și criminalul ăla. Nimerit ținta, vă arăt că sunt inocent, fiți atenți aici. Oh! Ai dat în ea, nu? Da, am dat. Se putea și mai bine, da, a dat-o binișor. Să vezi ce bine dau, mințane, că am făcut polo atâta timp. 3, 2, 1 și... Oh, mamă! Ce i-a spart, bălică, ești nebun! Ia, am făcut praf, ești nebun! Pă bune, wow! Ia, mă, să vedeți ce bine arugă și Mițanu! Și! Mamă! Mama mea! Băi, a sărit până aici! Ce frumos, a spart direct pe mijloc, aproape! Mua! O bilă lovesc trei manechine, fiți atenți aici! I-am luat capul! Două! Uite, una, două! Tata Mițanu chiar a lovit trei manechine cu obile! Basându-mă pe rezultatele video de la proba anterioară... Băi, stop! Persoana care a aruncat cel mai prost oarecum a fost mama Mițanu, nu prea a avut țintă. V-am zis eu că sunt cea mai inocentă. Nu, criminalul a aruncat și el prost, de ce că rămâi suspectă? Criminalul a aruncat prost. Iar persoana care a aruncat cel mai bine și este inocentă, în momentul de față aș putea spune că este Iulie. Este, bă! Pentru că a aruncat foarte, foarte bine. Ce credeți, bă, că am omorât eu, nu sunt în stare să omor nicio buscă, bă? Ăsta e rezultatul, hai să mergem la următoarea tentativă. În această tentativă de crimă, uitați-vă ce a făcut autorul faptei. Barbie se juca cu câinele în partea aia, a venit. El uitați-vă cum s-a aruncat. Da, s-a aruncat la sol. N-a auzit, mâncață și nu l-a văzut. Mamă, dar uitați-vă ce puțin și a ținut respirația lol. O, da, nu stă prea bine pe plămâni. Iată, frate, iar s-a băgat la fund. Ia uite, bă, a stat la fund acum. Nu l-a văzut, bă, băiatule, nu se poate. Problema e că unul dintre noi este criminalul și trebuie să aflăm neapărat care este, eliminând persoanele inocente. Hai să vedem. Criminalul și-a ținut foarte puțin respirația, așa că noi vom face un concurs de ținut respirația, iar cine stă cel mai mult sub apă va fi clar considerat inocent. Hai, mă, să vedem. Hai, 3, 2, 1 și... Ne-am băgat la fund, am stat câteva secunde și instant se întâmplă asta. Bă, mi-a venit să tușesc. Bă, 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 m-au spart ochii, frate, ce clor are. Într-un final am rămas doar eu și cu Alex într-o luptă intensă pe care am pierdut-o. Alex a stat cel mai mult. Hai să tragem o concluzie. Având în vedere rezultatul probei tocmai realizate, persoana care este încă suspectă pentru că și-a ținut cel mai puțin timp respirația este validată. Ce, mă, sunt rățit și mi-a venit să tușesc. Haide, mă, nu există, frate. Iar persoana inocentă complet este Alex, antrenorul Try Academy. Îți zis, mă, mințane, după 13 ani de note e greu să nu-ți ține. Așa e, așa e, tată. Vă așteptăm și pe voi la Try Academy în bazinul Otopeni, la cele mai top cursuri de not. Iar noi continuăm la următoarea tentativă de crimă. Aici e dovada pentru a treia tentativă de crimă. Ia să vedem. Stop. Ce? Nu e cineva apropiat lui Parpi din moment ce are cheile de la mașină? Opa! Cum să o omoare pe Parpi, mă, ce aveți? Cine are acces, mă, la cheile de la mașină? Hai, mă! Ia vezi că face parcare laterală, ești nebun? Bă, intra perfect, da, între, da, mașini. Da, din asta prima, așa. Știi, are experiență șoferul. Opa, ia vezi... Am și pus bombă. Ia vezi și pe Parpi se duce spre mașină. O, deschide ușa. Exact la ce mă așteptam. Bă, da, Docker, o fi bine? Hai, mă, tu întreb de Docker când Parpi era să moară, mă, frate. Păi, valorează și asta ceva, nu? Da, valorează mult mașina asta, hai că... Conform dovezilor video, criminalul știe să facă foarte bine o parcare laterală, așa că asta vom replica și noi. Acum vom încerca să facem o parcare laterală fix aici ca să vedem cine e suspect sau inocent. Băi, n-am mai condus că o dau în viața mea, mi-e frică. Ia.
Ia vezi, tată, că am făcut-o din prima. Ești nebun la cap. Din două mișcări am făcut parcarea laterală. Mamă, ce-a băgat-o Mițu, bă, nu-mi vine să cred mâncață. A băgat-o din prima, e cam suspect. Da, cam da, așa da. E, da. Băi, nu vreau să par inocent, dar n-am mai condus o manuală de mult. Ia vezi, zi-l mă pe tata Mițanu, ești nebun? Vezi că poate să fie suspectă tata Mițanu. Am băgat-o bine și manuala după atât timp de necondus, dar par suspect. Tata Mițanu e suspect, mâncață, ești gura ta. Nu prea și eu cu mașinile astea, dar marșalier și... Bă, ce facem, mă? Bă, mergem în față. Eu uitați și vă făcut pe ăla băgat Antoia în loc de marșalier. Bă, asta merge singură, măi, Tesla. Uite, mă, aici scrie R, marșalier, nu? Eu te voi merge înainte, bă, asta e Tesla, mă, merge singură. Bă, ce prostie de mașină, mă, frate, bă. Ăsta n-a știut unde e marșalierul, bă, băiatul la mașina asta. Vă arăt eu acum că femeile știu să parcheze, da? Mamă, nu prea a luat-o bine, bălică. Cam greu se mișcă. Da, 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 da. Dacă e acum cu dreapta e bine. Ia uite, bă, bălică, a băgat-o. Ia, vezi, am pus-o perfect. Yeah! Bravo, mama Mițanu. Proba aceasta este destul de simplă. Persoana încă suspectă care a parcat impecabil a fost tata Mițanu. În primul după 27 de ani am condus normal că parchez foarte bine. Într-adevăr, iar persoana inocentă care n-a știut nici măcar care e la mașarierul este Vali, este inocent. Mițane, ți-am zis că ești inocent. Da, eu cred că tu ai omorât-o pe Vali. Eu? E iubita mea, mă, cu s-o, bă. Aici e dovada pentru a patra tentativă de crimă. Criminalul vrea să se ducă să spargă această boxă, s-a dus la lacăt și a reușit, mă, să-l taie? Mama Mițanu nu poate să taie lacăt. A reușit criminalul totuși. Poate și tu poți să tai lacăt. Ea nu poate să taie lacăt. Criminalul poate să taie lacăt, așa că dacă printre noi se află cineva care literalmente nu poate să taie un lacăt, înseamnă că este inocent. Vreau să fii serios, să fii sincer, să dați tot ce puteți ca să tăiați lacătele, da? Da, da. Primul ce vedea tata Mițanu, hai să vedem cum se treaba. Ia-o! Mamă, cât de repede l-a tăiat! Mamă, tata Mițanu e criminalul. Ia să vă și pe tine, că știu că poți și tu 100%. Hai, Mițule, tragi tare, da? Hai să vedem, începem cu primul. Oh, l-am tăiat și eu pe ăsta. Hai să vedem acum, mergem la ăsta din partea asta. Haide că poți. Oh, l-am tăiat, tată. Ia uitați-vă, tată, cum l-am tăiat, ești nebun? Dacă și mama Mițanu poate, nu știu ce să mai zic. Hai, fă pe bune, pe bune, da? Pune-l bine. Tare. Îl taie, bă. Nu pot să cred, l-am tăiat. Băi, băiatule, uitați-vă, l-am scos de aici, l-a tăiat până și mama Mițanu. Nici nu știu ce să mai zic, toată lumea a tăiat. Această probă este neconcludentă, toată lumea a putut să taie lacăte, așa că fiecare dintre noi putem să fim criminalul, practic. Mamă, mami, n-am crezut că poți să taie lacăte, mâncați-aș gura. Adică ce vrei să spui, că eu sunt criminala? Poate voi doi, voi doi, de ce nu? Hai că vedem, hai să continuăm la următoarea tentativă. A cincea tentativă de crimă, unul dintre noi este criminalul și nu-mi vine să cred, bă, băiatule. Parpi, bă, că este pe drum, a tras, a dat pe lângă ea. Băi, ești nebun la cap. Deci e cineva dintre noi care nu știe să tragă cu arcul. Hai să vedem cum stă treaba. Autorul faptei are o țintă foarte proastă cu arcul, așa că fiecare de aici va trebui să tragă cu arcul în diferite obiecte pentru a identifica cine e inocent sau nu, tată. Ia, mă, să vedem. Fiți atenți că pe toate le spar, da? Mă, cum am spart, mă, doar unul. Mamă, ce pârnă ai dat. În copilărie îmi plăcea mult să trag cu arcul. Ia să vedem. Mamă, pe lângă la toate, bă, băiatule. Era să-mi dărâme bradul mâncat de mea, nu vine să cred. Prăpăd, hai să vedem pe tata Mițanu. Robin Hood mi s-o spunea când era mic. Yeah! I-a dat, bă, băiatule, a căzut și pepele de acolo. Am dat la gâtleș, la gâtleș i-am dat. Nu-mi vine să cred ce arca și Robin Hood, pe bune. Justiția este cea mai importantă, iar persoana care s-a descurcat mult mai bine ca mine și ca mama să tragă cu arcul este tata, care este inocent oficial, a tras extrem de bine cu arcul. Deci n-am venit după atâția ani de polo, am și eu țintă și din cauza asta am tras foarte bine cu arcul. Ce credeai că poți să omori eu pe parcă? Doar eu și cu mama suntem suspecții în momentul de față și nu-mi vine să cred. A venit momentul pentru ultima dovadă video care s-a întâmplat fix înainte de momentul crimei. Autorul faptei a intrat încălțat în bucătărie, a pășit și a lăsat această urmă pe gresie. Stai puțin că trebuie să mergem să verificăm mărimea pantofului. Cred că tu ești. Nu există. Cum adică să fiu eu? Hai să mergem să testăm. Hai să mergem să testăm. Picior. Ancheta finală a sosit. Trebuie să vedem piciorul căruia dintre noi se potrivește cel mai mult cu urma rămasă aici. Hai să vedem cum se treaba. O să încerc eu primul. Ia să punem. Tu ești! Cum tu ești! Ești! Poliția! Poliția! Să vină repede! Poliția! Poliția! Iar când eram în arest, mi-am dat seama, în tot timpul ăsta, mama Mițanu a fost criminalul și a avut 2000 IQ. La final, ea și-a luat niște adidași mai mari, tocmai pentru a induce în eroare, a intrat în casă, a urcat scările încet, intrând în cameră și a ștrangulat-o la maxim pe Parpi, ducând-o totodată afară pentru a nu părea prea ciudat. Iar mai înainte de faza asta, pe parcursul clipului, a făcut totul în așa fel încât să nu lase nici măcar un indiciu că e ea 100%. Păi, totul e un pamflet, Parpi e viață, nu vă supărați pe mama Mițanu, subscribe, pa!